să vedem ce ne-a pregătit Bianca. Bună, Bianca! Bună dimineața, dragilor! Știți cum e când n-ai de lucru, îți faci? Așadar, eu îmi fac de lucru de aseară, ba cu busuiocul, ba cu usturoiul, ba cu grâul, ba cu usturoiul și tot așa. În orice caz, azi e zi de sărbătoare, afară ninge, e semn de bogăție. Cântăm, dansăm, ne distrăm, dar mai și mâncăm, după câte vedeți. Și l-am pe Mircea alături de mine, care ne-a pregătit niște bunătăți. Da, bună dimineața. Te las pe tine să vorbești acum. Bună dimineața, ne-am pregătit puțin de Ziua Națională și de Sfântul Andrei. Și am pregătit câteva bunătăți. Avem aici o ciulama cu mămăliguță, cu brânză de burduf, avem o fasole, nu puteam să sărim peste fasole cu ciolan afumat, avem un cozonac, rețetă proprie, pe care o să-l tai chiar acum. Din ce e făcut cozonacul? Îmi spuneai mai devreme că exact rețetă proprie, originală, arată într-un mare fel. Exact, rețetă proprie, rahat, nucă, stafide, da? Dar ca tot românul, ce mănâncă românul, de fapt, înainte de 1 decembrie? Ciulama, domnule, nu? Ciulama, ciulama, fasole. Exact. Ciulama. Un alt fel de ciulama cu parmezan. Avem și parmezan, avem și brânză de burduf. Am zis să aducem în zilele noastre ciulama noastră dragă, din copilărie, cu usturoi. Mai avem și o plăcintă cu brânză dulce și stafide, plăcinta cu care am copilărit. Dar și pentru cei care vor să mănânce mai light, avem un mai lejer. Avem niște ouă cu avocado, cu ardei iute, cu chives, da? Pentru cei care țin post, avem o negresă cu ciocolată la pahar. Așa. Îmbinăm astăzi mâncărurile tradiționale, exact, cu cele mai moderne, exact, nu? Exact, exact. Avem aici ce anume? Avem un piept de rață cu risotto, sparanghel. Aici, pentru cei care mănâncă pește, avem un ton în crustă de verdețuri, că azi e și dezlegare la pește. Și dulce, noastre, eclere care le-am colorat tradițional. Că totuși ne pregătim de 1 decembrie, exact, de ziua noastră. Exact, la mulți ani române. La mulți ani române, la mulți ani nouă, în orice caz, la mulți ani Andreea. Cam atât de aici, dragilor. O să vin cu voi în curând și cu fasole și cu ciulama și cu plăcinte, că știu eu cum faceți voi când vă e foame.